Mare bucurie, mare pentru copii, mămici și tătici, deopotrivă. Gașca Zulli se pregătește de turneu, începând cu luna martie, personajele îndrăgite vor vizita 20 de orașe din țară, vor fi spectacole colorate cu dansuri și multe cântecele noi. Gașca Zurli are 10 ani, 10 ani de veselie. E nevoie de o aniversare specială cu prietenii din toată țara. Așa că bunici, tătici, mămici și copii, pregătiți-vă! Pe 4 martie începe turneul. Începem în martie cel mai mare turneu din istoria Gășcii Zurli. Vom intra pentru prima oară în sălile de sport și sălile polivalente. Vom merge în 20 de orașe și ne vom întâlni cu peste 50.000 de spectatori. O să fie un alt nivel al Gășcii Zurli, din punct de vedere al sunetului, al luminilor, va fi un show așa cum merită toți copiii din România, la cel mai înalt nivel. Toate bagajele sunt gata? Noi am hotărât că în bagaje trebuie să intre toate lucrurile de care ai nevoie când treci într-o călătorie. Da, vrem să vedem ce e în bagajele voastre. Și cel mai important, să-ți trebuie aripi de zână. Ca să poți să zbori mai ușor dintr-un loc în altul. Copii, și voi vă faceți la fel bagajul? Da! Personajele sunt gata de plecare, iar copiii abia așteaptă să le întâlnească. Suntem fani de mult, știm totul pe din afară, că au fost și la petrecerile noastre. Abonați, se ascultă Gașca Zurli acasă, în mașină, de pe YouTube, peste tot. Este absolut fascinată de Gașca Zurli. Știe toate melodiile, toate coreografiile pe din afară, e super încântată. O iubește pe zâna bună, evident, foarte mult. Toată țara, așa că Gașca Zurli va ajunge în martie și aprilie inclusiv la Timișoara, Satu Mare, Cluj și numai. Biletele costă între 30 și 150 de lei. Ne vedem la turneu! Și